ajungi bine mă gândesc la prof online cu exerciții de matematică. Așa, dar procenteze, da? Da. Într-o clasă sunt 32 de elevi. Deci 32 elevi. Câți băi și câte fete sunt, dacă în clasă numărul fetelor reprezintă 60% din băieți? Deci, fetele egal 60% din numărul băieților. Din băieți. Da. Tu. Păi, formula era X egal cu Y supra Z ori 100. Formula. Dar hai să înțelegem formula. Iarăși, viu și insist pe chestia asta. Trebuie să înțelegi ce înseamnă fracția unui număr. Adică fracția unui număr. Cum am făcut acum cu Mario. Ce înseamnă o doime din 10. Jumătate din 10. Da. Egal cu 5. Scriem asta. 1 pe 2 ori 5. Asta. Spune fracția o doime din 5 înseamnă din 10, egal cu 5. Da. Asta înseamnă. Da? A face fracția unui număr înseamnă mulțime fracția aceea cu numărul respectiv. Da. O șeptime din 70 egal cu 10, pentru că de fapt tu faci ce? 1 pe 7 ori 10. Și face egal cu ori 70 și egal cu 10. Da? Deci valoarea șeptimii din 70 este 10. Valoarea șeptimii din 70 este 10. Acum, a face 100, 1 pe 100 din 300 egal cu 3. A face 5% din 300, 5% din 300 înseamnă egal 60. 5 pe 100, 5% înseamnă 5 pe 100. Da. 5 pe 100 ori 300, da? Da. Se duce 0. Așa? Și face cât? 5 ori 3, 15. Da? Da. Asta trebuie să înțeleg. Deci pe la sută dintr-un număr egal cu un răspuns. Da. Deci pe la sută din X egal cu Y. Pe la sută din X egal cu Y. Lucru care se strică ca formulă, pe la sută X ori X egal cu Y. Iată. Asta e formula, ca să o înțelegem. Deci pe la sută ori X egal cu Y. Da. Dar și dacă se spun care e valoarea lui pe la sută, dintr-un număr, răspunsul calculești și faci răspunsul. Ei, sunt trei tipuri de probleme aici. Trei tipuri de probleme. Unu. Când se dă P-ul și X-ul, da. Și aflăm Y-ul. Da. Da? Cunoaștem. Deci, în prima variantă, ce știm? Faci o acoladă ca primă. P-ul la sută se știe și X-ul se știe. Și atunci, Y-ul e dat cu cine? Asta e prima categorie de probleme. A doua categorie de probleme. Știm pe la sută, știm Y-ul. Și se ne întreabă X-ul cu cine este egal. Și a treia categorie de probleme, știm pe la sută, știm X-ul, da? Știm Y-ul. Y-ul și X-ul și ne întreabă pe la sută cu cine este. Pe la sută egal cu cine. Care e procent? Deci așa sunt cele trei categorii. Sănătate. Eu să spui în ce categorie crezi tu că ne aflăm aici?
1. Știm procentul, nu? Pe rasul că știm, 6%. Din B, adică din X nu știm. Da. Și nici Y nu știm. Nici Y nu știm. Deci, practic, X-ul și Y-ul sunt necunoscute și, pardon, noi trebuie să știm numai pe la sută la fel, da? Numai pe la sută. Pare că n-ar fi problema prezentă în categoria asta. Dar mai avem o relație, că X plus Y fac 32. Deci mai știu că X plus Y, așa, X plus Y egal cu 32, și o altă relație de result ar fi așa, că fetele, cu cine am văzut noi cu fetele? Cu X, se vede. Cu X-ul cine e notat după formulă? Băieți. Băieții. Deci 60% din băieți. Din băieți, așa, din X, din băieți, hai să zicem acum, din băieți egal cu fete. Și aici, fete plus băieți, hai să zicem, fete plus băieți, egal cu 32. Și cum continuăm? Deci am formulat sistemul. Echivalent cu fete, deci, plus băieți, egal cu 32. Și 60%, cum se scrie 60%? 60 supra 100. Așa, 60 supra 100. Ori X. Ori B. Băieți egal cu? Y. Fete. Am zis băieți și fete, ca să fim în problemă. Simplificăm. Și aici avem 2. Parul 3 și 2, da? Și 3 și 5. Și devine sistemul. Fete plus băieți egal cu 32. Da. Și 3 băieți egal cu 5 fete. Am așteptat în aceeași numită, da? Da. 3 băieți egal cu 5 fete. Da. Cum rezolvăm așa este egalitate? Înainte de a duce problema, cum ți se pare? Băieții sunt mai mulți sau fetele sunt mai mici? Mai multe fete. Așa te prindești nouă relația asta. Cum am rezolvat relația de aici? Păi, hai că e simplu. 5 plus 3 b egal 32. Cum? 5 f. 5 f plus 3 b egal cu 32. Dar de ce poate să fie așa? Doar cum să fie așa? Să vedem. Păi de aici, ori îți vine în minte să scoți pe f sau pe b, n-ai fost, pe b, hai să zicem, b, pe cine ar fi egal? Pe b egal cu 5 împărțit la 3 ori f. Așa. Deci de aici b e egal cu 5 pe 3 ori f. Da? Și cu b-ul știut mă duc sus. Și ce apare? Ia să vedem. Păi cum? F plus, în loc de b punem 5 pe 3 f. Egal cu 32. Și ce ar însemna? Impar la 5 pe 3. Adică mulțesc cu 3 pe 5. Da, da. Aici. Nu, e numitorul ce facem. Ne amintim chestia asta acum. Da. Deci ce spui tu că trebuie să facem? Mâineam să mulțesc cu 3 pe 5. Cum se mulțesc cu 3 pe 5? Adică împărțeam cu 5 pe 3. Da, deci 5 pe 3 înmulțit cu f. Ar fi 5 f supra 3. Deci echivalent, va spune că f plus 5 f supra 3
E calcul 32. Și acum am luat la aceeași idee. 3F plus 5F egal cu... 3F plus 5F. 96. Plus 5F egal cu... 96. 96. Adică... 8F egal cu 96. 8F egal cu 96. 12. 12. Și băieții sunt 24. Deci... da, doar... deci fetele sunt 12 și băieții sunt... 4, păi total sunt 32. 20. Ia să vedem. Fetele trebuie să fie 60% din băieți. Este corect? Da. Deci, fetele, adică cine? 60. 100. Deci, fetele care sunt 12, trebuie să fie egal. 12 trebuie să fie egal. 60. 60 supra 100. Ori 20. Ori 20. Ia să vedem dacă este adevărat. Echivalentul. 12 să fie egal cu? Cu 6 ori 2. 6 ori 2. Așa vine, nu? Da, păi dea 0 de la 100 cu 1 la 20. Da, și un 0 de aici. Da, și asta ori 2 face 12. Deci este adevărat. Da? Da? Că fetele sunt 60 din băieți. Deci, tu spuneam mai devreme că fetele ar fi mai multe sau mai puține? Cum mai multe. Mai multe. Nu, din băieți. Băieții sunt mai mulți. Că fetele, din numărul total de băieți, fetele sunt doar 60%. Da. Deci 12 din băieți. Da. Hai să mai vedem vreo dată problema. Deci am spus așa, relația asta, x ori p la 100 egal cu y, am înțeles-o de unde vine. Am spus că sunt trei categorii de probleme. Când două din astea sunt cunoscute și a treia o aflăm, în problema noastră nu numai, n-am avut decât una cunoscută, pe p la 100. Dar am avut o relație între F și B. Da. Că F plus B, odată împreună, 32. Și atunci am scris relația care o știai tu, plus F plus B fac 32. Noi puteam porni problema de aici început. Da. Tot ce am făcut-o în partea asta, de ce crezi că am făcut-o? Ca să mă duc aminte. Ca să înțelegem fracția unui lume, să înțelegem ce înseamnă pe la 100. Adică, da. Am făcut-o în ideea de a înțelege bine formula asta. Că formula asta, dacă ți se dă așa, tu o memorezi, dar nu ți-e clar exact cum lucrează. Da. Și spuneam că sunt trei categorii de probleme. În situația noastră, am mai avut o legătură între F și B. F plus B fac 32. Da. Și de aici spune, puteam porni foarte repede problema. Da. De acord, da? Da. Bun. Altă problemă. La următoarea nu o să mai facem atâta timp, pentru că știm bine cum gândim. Într-o clasă sunt 27 de elevi. Determinați numărul fetelor și băieților, știind că numărul fetelor este 25 mai mare decât numărul băieților. Așa. Deci cum spunem? 27 de elevi. Și e egal cu 25 supra 100, ori B. Deci, zicem, în total sunt 20 de elevi. Deci, F plus fete plus băieți, egal cu 27. Da, fetele sunt cu 25 mai multe decât băieți, 25%. Deci, numărul fetelor este cu 25% mai mare decât numărul băieților. F egal cu F. 25 supra 100 ori B. Ia mai spune o dată.
Numărul fetelor este cu 25 mai mare decât numărul băieților. Adică trebuie deschisă ușa. S-au auzit? Deschisă? Nu, e închisă. Deci, fete plus băieți fac 27 egale. Da, și fetele sunt mai multe cu 25%. Fetele sunt mai multe decât cu 25%? Da. Adică e băieți plus 25%. Deci fetele sunt cu 25% mai multe? Deci fetele sunt un număr mai mare cu 25% decât băieții. Spune tu, eu merg pe mâna cea. Pe fetele sunt egale cu 25% plus B. Deci, fetele sunt cu 25% mai mult decât băieții. Da. Deci înseamnă băieți, fetele sunt băieți, sau diferența între fete și băieți. Sunt fără băieții, sunt fete. Mai puțin decât fete cu 25%. Dar 25% din cine? Asta spune, da. Ia mai citești tot. Știind că numărul fetelor, deci într-o clasă sunt 27 de elevi, determinați numărul fetelor și numărul băieților din clasă. Știind că numărul fetelor este cu 25% mai mare decât numărul băieților. Așa. Adică fete egal 25% plus băieți. 25% dintr-un număr trebuie să facem noi. Adică din 27. Deci, din 27, da? Păi dacă fete egal cu 25 supra ostor B, băieții sunt egal cu 25. Se împarte cu 100, 1 pe 4, vine 1 pe 4, plus. Deci B pe 4 plus B egal cu 27, adică cu 4. Deci tu spui așa, pe fetele înseamnă băieții plus 25% din băieți, da? Da. În raport cu băieții, da? Nu, sunt mai multe ca băieții cu 25%. Sunt un număr mai mare ca băieții cu 25%. Păi, tu să adunăm mai 1 pe 4 aici? Nu, eu mă gândesc la 25% din băieți. Din băieți? Păi, din băieți, din băieți? Ca fără B plus. Bun. Cred. Nu știu. Hai să gândim, eu merg pe mâna ta, vreau să analizez problema. Mai citim încă o dată. Mai citim încă o dată ca să vedem. Într-o clasă sunt 27 de elevi. Bun. Determinați numărul fetelor și numărul băieților din clasă. Știind că numărul fetelor este cu 25 mai mare decât numărul băieților. 25%. Da. Pe fetele este egal 25 supra 100 ori B. Da. Deci, fetele egal cu? 25 supra 100. Da. Ori B. Ori B. Asta ar fi fost adevărat dacă ar fi spus că fetele sunt 25% din numărul băieților. Dacă ar fi spus așa. Asta plus B. Deci, fiindcă la băieți, mai adăugăm peste băieți încă 25%, da? Da. Așa. Și nu am zis bine, dar de trebuie la făcut? Nu. Acum are bine, îmi pare. Acum să vedem. 1 pe 4. Deci, fete plus băieți egal cu 27. Da, F egal cu 1 pe 4 ori B plus B. 1 pe 4 ori B plus B. Și o înlocuim. Așa. 1 pe 4, nu, B pe 4. Da. Sau B plus 4B. Adică fac F plus B, să lăsăm prima relație. 9B egal cu 9B egal cu, de ce ne-ai zis 9B? 108. Da, mă înțeleg, de ce ai zis 9B? Păi era un 4B pe 4 plus B plus B. 4B
De ce 4 B pe 4? Nu, B pe 4. B pe 4, plus, plus B. B. Plus B. De ce plus un B? Pe când am înlocuit, era 2 de B. Păi, unde sunt 2 de B? În prima relație, fete plus bețe egal cu 27. Așa, și? Pe fetele sunt 1 pe 4 B plus B. Bine. Deci B pe 4, mai zis. B pe 4 plus B, da? Unor B fac B. B pe 4 plus B. Și acum, contă-mă. Păi de unde e 9B? Eu am locuit în prima relație. F plus B. Păi, nu e 9B. Tu mi-ai spus 9B. Deci 9, B simplu este, da? B de unde este? Este F aici. Nu păi da, dar eu acolo unde... Fete plus băieți, egal cu 27. Bun. Am înlocuit pe F. Aici, da? Da. Bun, dragă. Și atunci cât devine? B plus 4B. Așa. Plus 4B. B. Ai zis B. Era asta. B pe 4. Da. Plus B. Da. Și plus B. Și adică era B plus 4B, cam în același numitor. Dar trebuie adus peste tot. Păi da, peste tot. Că aveam deja B pe 4 da. Și mai aveam plus B și pe B-ul ăla l-am adus pe 4, adică 4B. Și mai pun ce? Încă un 4B. Încă un 4B. Da, egal cu 27 ori 4, 108. 27 ori cât? 4. 4, 100? 108. 8. 9B egal cu 108. Deci de aici 9B. Egal cu 108. Egal cu 12. B egal cu 12. B egal cu 12. Ce reprezintă asta? B-ul înseamnă? B-ul este 12. Băieții, da? Da. Și fetele deci sunt... Băieții egal cu 12. Iar fetele? 15. 15. Ei, să vedem dacă este adevărat asta. Asta dacă... 15. Este egal cu 1 pe 4 ori 12 plus 12. 1 pe 4 ori 12 plus 12. Adică 15 este egal cu 3 plus 12, adică egal cu 15. Face 15, da? Este adevărat, da? Și problema este corectă. Încă o dată. Deci, problema era așa de înțeles, că fetele sunt în plus față de băieți cu 25% din numărul băieților. Deci la cota la băieți. Deci aici trebuie a văzut așa și este corectă relația. Acum, eu nu înțelegeam că tu ai înlocuit. Trebuia să spui așa, că pe F îl ducem în prima relație și B plus 4, B pe 4 și am adus la aceeași numitor și atunci relația era corect. Bun. Altă problemă? Prețul unui aspirator s-a majorat cu 20% din prețul inițial, iar după o anumită perioadă de timp nou, prețul a obținut s-a redus cu 20%. Aspiratorul ajungând să coste acum 460,8 lei, care a fost prețul inițial. Deci? Prima dată aspiratorul a crescut cu 20% și pe aia a fost redus cu 20%. Hai să zicem X a fost prețul. X, prețul inițial. X. Nu știe. Da. Apropo de carieră, este acolo procentul, da? Da. Prețul inițial. Mai departe. Acesta a fost majorat cu 20%. Deci, lui X i s-a adăugat 20% din prețul lui. Adică ce relație avem? X egal cu X pe 100. Deci, lui X i-a adăugat. Da. Y supra 100 ori. E ca relația de data trecută. Deci care este prețul după... Prețul inițial ăsta este. Nu știu. 20 supra 100 ori X plus X. Asta e. 20 supra 100 ori X. Deci X plus 20 supra 100 X. Este prețul după creștere, da? După creștere. După creștere. Da. Creștere. Da. Da. După aceea se micșorează da. Cu 20%.
După aceea, acest nou preț se micșorează. Da, cu 20%. Adică? Hai să notăm cu Y ăsta. Hai să zicem că a ajuns Y. Notăm cu Y după ce am făcut majorarea asta. Da, și Y este egal cu? Y este X plus 20% X. Da, și după ce facem majorare, este Y minus 20 supra 100 ori Y. Așa. Z să notăm. Nor preț. Da. Z egal cu din Y scădem Y minus 20 supra 100 20 ori Y. Supra 100, așa, ori Y. Da. Și Z-ul este 4, 460,1. Nu problemă, Z-ul este dat. Z egal cu? 460. Da. Virgulă 8 lei. Virgulă 8 lei. Da. Ca o întrebare așa, după tine, dacă urca cu 20% și scăzut cu 20%, nu. Nouă, autorul ce ne întreabă pe noi, care a fost prețul inițial? Nu. S-a făcut vreo modificare pe traseu? Da. S-a făcut, nu? Nu va fi prețul 460,8. Mai mare. Ei, hai să vedem. Păi dacă Z egal cu Y minus 1 pe 5. Sigur că aici ne ducem și zicem Y minus, simplificăm. 1 pe 5. Deci Y minus 1 pe 5 Y, da? Da. 1 pe 5 Y este egal cu 460,8. Da. 460,8. Și asta e echivalent. Ci 4Y egal cu 460. Corect, 460. 4Y. A scris 46. 460, da? 0,8. 4Y egal cu 460. 0,8. Ori 5, nu? Da. Ori 5. Echivalentul a spune că 4Y este egal cu... egal cu 5,40. Da. Păi da, împărți. A, da, de unde a spus ori 5? Păi nu am adus la aceeași numitor peste tot? Ba da, ba da, ba da. 4Y egal cu 4,604. Da. 0,23. 23, da. Da. Deci cât vine? 2304 lei. Așa. Deci 2304 lei, da? 2304 lei este suma, da, 4Y. Dar un singur Y, de unde rezultă cu Y, va fi egal 5. 7. Da. 5 1. Deci de ce ai zis 7? Ia vezi încă o dată. 576. 24, nu? Da. Împărțit la 4, 6 ori 4. 576 de lei este Y. Y, adică prețul după ce am adăugat 20%. Da. Și acum, ce fac acum? Păi, X-ul este, nu, Y. Y-ul, da, adică... adică y. Hai să spunem, 566 lei. Da, 566 lei. Este egal cu X pe 5. X pe 5, corect. Plus X. Da. Aducem tot la 5. Da. 0. Deci este 76 ori 5. 6X egal cu... 2770, da? 5 ori 7, 35, 5 ori 3, 30, 35, e din aici,
5 ori 6, 30. 0, 3. 5 ori 7, 35, 3, 8. 5 ori 5, 25. Cu 3, 28. Și 28. Deci, da, e bine. 2880. X egal cu 480. 2880. Împărțit la 6 și face 480. 480. Asta a fost prețul inițial. Deci, iată că după șmecheria asta... Era cu 20 de lei mai mult. Manevra asta făcută a făcut ca să pierde la preț, nu? Da. Pe total. A făcut o creștere, nu se vindea. Și apoi a făcut o scădere și a ajuns la 460,8 față de 480, cât fusese prețul inițial. Alte probleme, te rog. 24. După două creșteri consecutive de prețuri, prima de 10% și a doua de 15%, prețul obiectului este acum 227,7 lei, care a fost prețul inițial. Da. Păi dacă a fost două creșteri consecutive, nu putem să punem creșterea de 25%. Creșterile cum sunt? Consecutive. Da. Deci după două creșteri consecutive de prețuri, prima de 10 și a doua de 15, prețul obiectului este acum de 227,7, care a fost prețul inițial. Tu crezi că ar fi așa corect să punem deodată prețul 25%? Adică nu, 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 nu? Pentru că mai întâi dă o rezultat, în timp cu 10. Și da, lui se aplică celălalt procentul, da? Da. Deci, hai să spunem așa. X egal cu X. Hai să mutăm cu X. Nu, hai să mai X. X prețul inițial. X prețul inițial. Da, X e prețul inițial. Da. Și acum, Y după prima mărire. Da. Y prima mărire. Adică puteți spune Y egal plus 10%. Asta înseamnă că Y-ul egal cu? Plus 10%. Așa, X plus 10%, adică 10%, nu? Da. Din X, da? Da. Deci ar fi echivalent, hai să lucrăm cu aia, Y egal cu? Y este egal cu X plus 1 pe 10. X pe 10. Adică ar fi 11 X pe 10, nu? Da. Cam ajuns la aceeași numitor. 11 X pe 10. Asta e Y. Da. Z. Prețul după mărirea a doua, da? Prețul. Da. Da. A doua, da? Da, mărire. Mărire. Și acest Z va fi egal cu Y plus 15 pe 100. Așa. Y. Echivalent, va spune că Z egal cu Y plus 3 supra 20. Da. Y. Ceea ce ar fi echivalent, Z egal cu Y plus... 23. Așa, 23 Y. Pe 20. Supra 20. Și noi știm că Z este 207,77. Z egal cu 227,7. Da. Corect. Și avem... 227,7 egal cu